Bună ziua, bine v-am găsit o nouă ediție Prima News, o ediție în care vă propun să discutăm despre ceea ce înseamnă politica agricolă a Uniunii Europene și sigur că da, despre potențialul pe care România îl are. Mi-aduc aminte că discutam despre faptul că România are un potențial care ar putea să hrănească zeci, sute de milioane de locuitori, având în vedere capacitatea extraordinară de care dispune. Lucrurile astea s-au cam pierdut în timp, nu știu dacă mai reprezentăm într-atât o putere economică când vine vorba de această zonă agricolă. Pe de altă parte, nu am cum să uit că totuși avem niște elemente la care ne poziționăm destul de bine când vine vorba despre carnea de oaie, unde suntem exportatori importanți la nivelul comunității europene, la fel și când vine vorba de floarea soarelui. Dar, pe ansamblu, suntem încă totuși un jucător în creștere, am putea mult mai mult și sunt foarte curios cum am putea specula, de pildă, și în acest context internațional al războiului, un astfel de o astfel de oportunitate. Și mi-aduc aminte despre discuții în care se vorbea că cine deține hrana, cine deține apa, deține practic puterea. O să discutăm mai pe larg despre acest subiect, asta nu înainte de a urmări care sunt principalele titluri ale orei. Valoarea etichetelor de masă crește de la 35 de lei la 1 august, iar de la 1 ianuarie 2024 valoarea va fi majorată la 40 de lei, a anunțat Ministerul Muncii după ședința de guvern de astăzi. E un gest cât se poate de firesc, ținând cont de inflația din acest an, a declarat premierul Marcel Ciolacu. Tot în ședința de guvern de astăzi au fost adoptate normele Planului Național de Control al Cancerului, prin care se deblochează finanțarea serviciilor de diagnostic genetic și tratament personalizat. Este un plan, nu este un document prin care să aprobe astăzi normele și de mâine lucrurile se schimbă spre perfecțiune. Este un plan care durează 5 ani, a declarat ministrul Alexandru Rafila. Tocmai pentru că este un plan care durează 5 ani, n-am înțeles niciodată de ce a fost nevoie de o astfel de temporizare, de o astfel de detatonare a terenului în care ministrul Rafila a împins până la maximul așteptării sau suportabilității de așteptare pe care au avut-o, în special pacienții, pentru că știți foarte bine și aici în emisiune la Prima News au fost foarte mulți reprezentanți ai asociațiilor de pacienți oncologici care și-au exprimat nedumerirea privitor la încrâncenarea sau, hai să spunem, rezistența ministerului de a duce mai departe un astfel de plan. E bine că se întâmplă. Ați văzut, am avut și o dezbatere destul de aprinsă ieri pe această temă. E un prim pas. Să sperăm că lucrurile intră într-un itinerariu firesc. Coaliția a ajuns la un acord privind restructurarea aproximativ 200.000 de posturi libere, dar bugetate din aparatul de stat, au precizat surse politice pentru News.ro. Măsura care ar urma să fie aprobată în august ar aduce 8 miliarde de lei anual la buget. Măsuri precum eliminarea unor excepții fiscale ori introducerea unor impozite noi vor fi cuprinse într-o altă ordonanță de urgență care va fi aprobată ulterior potrivit surselor. Cel puțin pentru ultima parte știu că sunt încă dezbateri foarte aprinse între cele două partide care compun guvernarea, PNL și PSD. Liberalii spun că sunt anumite lucruri peste care nu se poate trece atunci când vine vorba despre suprataxare sau despre eliminarea unor facilități fiscale care ar însemna tot taxare. Pe de altă parte, mie îmi place foarte mult cum sună acest lucru. Eliminăm 200.000 de posturi vacante din aparatul bugetar, dar nu pleacă nimeni din sistem. Cei drept, probabil că vor fi operate anumite corecții la ceea ce înseamnă posturile de conducere care există astăzi în aparatul bugetar, pentru că sunt servicii sau departamente create chiar și pe aceste posturi neocupate. Și în condițiile în care rămâne o structură mai mică, atunci firesc vor dispărea și funcții de conducere, dar mă gândesc, nu știu dacă și salariile vor fi corectate pe măsură. Foștii ofițeri de securitate Marin Pârvulescu și Vasile Hodiș au fost achitați definitiv în procesul istoric al morții dizidentului Gheorghe Ursu. Inginerul Ursu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători împotriva regimului comunist, a murit la 17 noiembrie 1985 la spitalul penitenciar Jilava, în urma bătăilor pe care le-ar fi primit de la Marin Pârvulescu și de la alți ofițeri de securitate. Pentru mine e o zi tristă azi. Mi-aș fi dorit să nu fiu martorul validării oricărei forme de represiune, de tortură, este reacția ministrului Justiției Alina Gorghiu. Sunt foarte curios ce vor prinde în motivarea cei judecători care au dat acest verdict. Inginerul Gheorghe Ursu, care a murit în noiembrie 1985, pe 17 noiembrie 1985, a fost ultima victimă
ultima victimă care a plătit cu viața în regimul comunist, sigur, până la Revoluția din decembrie 89, un caz cutremurător. Și dacă aveți timp, chiar citiți acel moment, un act de curaj a unui intelectual în acei ani 80, delaționat de niște apropiați. Absolut tulburătoare acea poveste și sigur creată și faptul că lucrurile se întâmplă cum se întâmplă astăzi. Președintele Klaus Iohannis se arată îngrijorat de fenomenele meteo extreme care au afectat România în ultima perioadă. El arată că trebuie să dezvoltăm continuu sistemele de avertizare timpurie și afirmă că este alături de familiile victimelor și de toți cei răniți în urma vijeliilor din ultimele zile. 4 persoane au decedat și 10 de locuințe sau mașini au fost avariate în urma furtunilor violente din ultimele 48 de ore, iar un drum național din Tulcea a fost blocat astăzi de o viitură puternică. Hai să spunem, dincolo de aceste mesaje firești pe care probabil că ar trebui să le dea orice administrație prezidențială, totuși ar trebui să vedem și o presiune mai mare pe zona de inspectorat pentru situații de urgență sau pentru acele instituții care sunt chemate să intervină cât se poate de repede. Până acum 2 ani, acele avertizări RO Alert funcționau defectos. A fost nevoie de pagube mult mai mari ca, nu știu, cei de la ANM sau cei care dețin aceste avertizări să și reacționeze în timp. Din păcate, suntem încă în zodia în care instituțiile sunt reactive și nu proactive. Premii neobișnuite, dar valoroase pentru studenții de 10 de la Academia de Studii Economice din București. Aceștia au primit icoane cu valoare deosebită drept răsplată pentru performanțele lor academice. Icoanele le-au fost oferite în urma unui parteneriat pe care ASE îl are cu Patriarhia Română. Rușii au lansat un nou atac cu rachete calibră asupra Odesei. O persoană a murit și un terminal de marfă a fost avariat. În ceea ce privește contraofensiva ucraineană, purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru Securitate Națională, John Kirby, a declarat că operațiunea nu este în impas, chiar dacă nu avansează suficient de repede, potrivit Reuters. E destul de complicat această situație și mi-aduc aminte de declarația chiar a președintelui Cehiei, a Republicii Cehiei, care spunea că această contraofensivă trebuie foarte bine gândită pentru că e un singur glonț pe care l-are la îndemână Ucraina. Vladimir Putin promite să livreze gratuit cereale în 6 țări africane: Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Republica Centrafricană și Eritrea. Cu astfel de declarații a deschis summitul Rusia-Africa de la Sankt Petersburg în contextul unor îngrijorări ale țărilor africane după ieșirea Rusiei din acordul privind exporturile de cereale prin porturile ucrainene. E și o declarație foarte interesantă a secretarului de stat Antony Blinken, care le cerea șefilor de stat care participă la această întâlnire de la Sankt Petersburg să-i ceară președintelui Federației Ruse să le explice de ce sunt aceste întârzieri, de ce sunt aceste rupturi în lanțul de aprovizionare și cine e responsabil, indicând clar că, iată, este efectul demersului făcut de Federația Rusă. Și în contrapartidă, Kremlinul a venit cu acest mesaj. Va fi interesant de urmărit cum va fi realizată această aprovizionare către continentul negru. Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în mai multe țări din Europa, unde pompierii luptă neîncetat cu flăcările. În Grecia au fost emise noi ordine de evacuare, odată cu izbucnirea unor noi focare. În Italia, căldura extremă a topit cablurile subterane de electricitate și a lăsat localități întregi fără utilități. Cu toate acestea, cel mai grav bilanț de până acum se înregistrează în Algeria, unde incendiile de vegetație au făcut și peste 30 de victime umane. Noi am discutat ieri cu CEO-ul unei companii importante din turism și ne spunea că nu există niciun fel de problemă pentru cei care merg spre aceste destinații, pentru că autoritățile sunt foarte atente atât să relocheze turiștii și evident nu duc turiștii în zonele afectate. Sport acum. David Popovici a terminat pe locul 6 în finala probei de 100 de metri liber la campionatul mondial de natație din Japonia. Cursa a fost câștigată de australianul Kyle Chalmers, dublu campion european și mondial în vara lui 2022. Popovici deține însă în continuare recordul mondial la această probă. Am văzut foarte multe analize, am văzut foarte multe comentarii. E important din punctul meu de vedere că
noi contăm și contăm, iată, cu rezultate importante, adică cu astfel de calificări în finală prin acest sportiv extraordinar David Popovici. De altfel, spun specialiștii că, în general, sportivii încearcă să temporizeze astăzi forma pe care au, tocmai pentru a-și maximiza efortul pentru Olimpiada pe care o așteaptă peste un an, și probabil că lucrurile vor avea un alt impact sau un alt tonus când vine vorba de o astfel de competiție care se întâmplă odată la 4 ani. Echipele românești voluează astăzi în turul 2 preliminar al Conference League. Meciul CSKA Sofia Sepsi va fi de la ora 20 pe Prima Sport 3. CFR Cluj Adana Demirspor de la ora 20:30 pe Prima Sport 1 și Farul Constanța Urartu de la ora 20:30 pe Prima Sport 2. Campioana noastră la fotbal atâta poate în Conference League, în cea mai sau în a treia ligă competițională, sigur, la fel ca și celelalte echipe, dar repet, campioana a ajuns iată în Conference League, asta spune foarte mult. Meteo la final. După o zi neobișnuită de răcoroasă pentru un final de iulie, mâine vremea își va revine încet și va fi în general frumoasă, cu șanse reduse de ploaie în zonele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 31 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 21 de grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri ale orei. Am revenit aici în Prima News. Invitatul acestei ediții în Prima News este domnul Pavel Suian, diplomat, profesor universitar. Domnule Suian, mulțumesc tare mult că sunteți cu noi aici în Prima News. Discuția de astăzi o legăm de ceea ce înseamnă politica agricolă și vedem, mi-aduc aminte că îmi spunea un profesor de la USAMV, pe care îl cunoaștem amândoi, că în măsura în care deții hrană, deții apă, deții putere, și lucrurile se verifică cel puțin în paradigma de astăzi, pentru că vedem ce înseamnă, iată, această blocare a aprovizionării cu cereale, cu grâne pentru Europa, dar și pentru continentul african, și știm foarte bine că are loc o importantă întâlnire între președintele Federației Ruse și președinții de stat din Africa, care depind de aceste cereale. România, în tot acest context, are o fereastră de oportunitate, pentru că noi am vorbit tot timpul de capacitatea extraordinară de a produce a României sau de a fi un jucător pe piața agricolă. Mai aveți speranță că am putea deveni acea placă turnantă a unei politici agricole și agrare care să facă România foarte ofertantă pentru Europa și nu numai? Eu sunt în continuare foarte, foarte optimist și în ciuda faptului că mâine știu că va fi mai rău, România continuă să aibă o șansă, mai ales că suntem membri în cele două importante organizații internaționale, NATO și Uniunea Europeană. Repet acest lucru, aderarea noastră la cele două organizații ne dă o șansă extraordinară. Problema este că noi nu fructificăm această șansă. E ca și cum jucăm în Champions League, cum ați menționat dumneavoastră, dar noi pierdem. Deci nu-i suficient că suntem membri în aceste două organizații dacă nu fructificăm șansele extraordinare pe care ne le dă. Și acum mă refer în principal la care o avem ca membri în Uniunea Europeană. Când s-a înființat Comunitatea Economică Europeană în 1957, una dintre motivațiile și unul dintre scopurile principale acestei organizații, care împreună cu Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și cu Comunitatea Europeană a Energiei Atomice au devenit în 92 stâlpii principali a ceea ce noi numim astăzi Uniunea Europeană, a fost să ofere hrană din abundență și la un preț cât mai mic pentru locuitorii celor 6 țări fondatoare ale Comunității Economice Europene. Și în primii ani de existență a Comunității Economice Europene, începând cu 58, 1 ianuarie 58 și până astăzi, de 65 de ani, în această primă parte, vreo 20 de ani, să zicem din 60 până în 80, principala preocupare a fost desfințarea barierelor vamale pentru
un comerț liber a tuturor mărfurilor, dar mai ales creșterea extraordinară a producției agricole, a hranei. Și pentru acest lucru, din bugetul de atunci al Comunității Economice Europene, o sumă extraordinar de mare a fost folosită pentru subvenționarea agriculturii. S-a constituit atunci la început un mecanism care cumpăra de la toți producătorii din cele 6 țări membre ale Uniunii Europene produse agricole la un preț foarte bun și după aia le revindea la un preț mai mic cumpărătorilor. Deci era o agricultură subvenționată din fondurile acelei organizații numite Comunitatea Economică Europeană. La un moment dat, piața celor 6 țări a fost atât de satisfăcută încât a trebuit această organizație să schimbe politica agricolă. Și în loc să încurajeze, în loc să subvenționeze în continuare producția agricolă a celor 6 țări membre ale Uniunii Europene, a început o altă politică de descurajare a producției, să scadă producția, că era prea multă. Erau prea multe vaci cu lapte, era prea mult unt, era prea mult lapte, era prea multă brânză din lapte de vacă. S-a trebuit să îi convingă pe producătorii agricoli, pe țărani, pe fermieri, să scadă șeptelul. S-a fost o mare greutate să-i convingă, deși i-a stimulat din nou cu bani ca să reducă numărul vacilor cu lapte. Noi când am intrat în Uniunea Europeană, în cei 10 ani când am negociat aderarea noastră la Uniunea Europeană, guvernanții noștri, reprezentanții guvernului de atunci, guvernelor de atunci, ori n-au știut și bănuiesc că mare parte dintre ei n-au știut despre ce înseamnă politica agricolă a Comunității Europene, sau au știut, dar s-au făcut că nu știu și, pe de o parte, negocierile care le-am făcut și ce am prevăzut noi în tratatul de aderare n-a fost așa cum ar fi trebuit să fie, n-a fost totalmente sau cât s-ar fi putut de mult să fie în favoarea agriculturii României. Pe de altă parte, nici în cei 10 ani cât au durat negocierile, noi n-am pregătit pe țăranii noștri pentru momentul aderării. Nu le-am explicat ce înseamnă aderarea, cum vor fi afectați, în ce măsură vor fi favorizați și în ce măsură vor fi defavorizați de participarea noastră după aderarea noastră la Uniunea Europeană. Pentru că după ce am aderat, țăranul care avea 2-3 vaci cu lapte concura cu fermele din Franța, din Olanda, din Belgia, care aveau 30, 40, 100, 150, 200 de vaci cu lapte, ca să folosim numai comparația vacilor cu lapte. Da, domnule Suian, aici lipsește și capacitatea, noi am mai discutat despre aspectul ăsta, fermierilor. Repetăm, pentru că țăranii noștri nici acum încă nu sunt conștienți și nu pun presiune chiar și după atâția ani de zile asupra guvernanților noștri să renegocieze și să îmbunătățească poziția României în Uniunea Europeană în ceea ce privește politica agricolă. Dar se mai poate? Adică mai putem după ce am negociat odată? Tot timpul până murim mai putem. Tot timpul până murim mai avem o speranță și dacă avem un simț patriotic și o minte în capul nostru, putem să ne schimbăm într-o anumită măsură în mai bine situația noastră. Același vânt care bate într-o singură direcție, dacă pe marea respectivă, pe oceanul respectiv, există comandanți de vapoare cu pânze, care știu cum să folosească pânzele, merg nu numai în direcția vântului, merg chiar în direcția contrară de unde vine vântul, sau mai la est sau mai la vest, mai la stânga sau mai la dreapta de când bate vântul. Bun, tocmai în direcția asta, pentru că noi am mai discutat. Depinde foarte mult de conducătorii noștri care este poziția noastră în orice organizație. Acum vorbim de Uniunea Europeană. Deci noi nu putem să blamăm organizarea actuală a Uniunii Europene
ci trebuie să ne să fim supărați pe noi că nu știm să profităm de actuala organizare sau dacă nu corespunde întru totul intereselor noastre, să încercăm să modificăm această organizare sau dacă n-am fost deștept suficient și n-am știut cum să negociem aderarea noastră, ar trebui să încercăm acum, în ceasul 12-lea, să încercăm să îmbunătățim poziția noastră în Uniunea Europeană din punct de vedere al agriculturii. Exemplul acesta este, dacă noi am fost incompetenți când am făcut acest program pentru reziliență și redresare, da. Redresare, n-am prevăzut fonduri serioase pentru irigații, pentru agricultură și așa mai departe, ar trebui acum, în ceasul 12, încercăm să modificăm acest domnul Șoian, înțeleg că acolo nu existau proiecte care ar fi ajuns la maturitate, adică stăteam foarte prost, e o zonă... Noi suntem tot prost, pentru că nu avem conducător competent și patriot. Deci să-i punem acolo. Înțeleg și știu asta, domnul Șoian, știu asta de la oameni care lucrează pe administrarea fondurilor europene, că sunt foarte puțini, de pildă, proprietari care au reușit să-și întabuleze acele terenuri, acele proprietăți și probabil de aici a fost și complicația foarte mare și în ceea ce înseamnă trasarea unor linii mari pentru irigație și probabil că aici e o problemă juridică. În general, domnule Ciprian, vă rog. În general, în momentul în care noi am început negocierile de aderare, principala preocupare a guvernului de atunci și a guvernelor următoare trebuia să fie ca întregul guvern, prin mecanismele sale, Ministerul Agriculturii, dar și prin consiliile județene și prin primării, să pregătească fermierii români, țăranii români, în privința sau pentru momentul aderării și pentru momentele următoare aderării noastre la Uniunea Europeană. Și să-i pregătească așa cum trebuie să fie pregătiți, în primul rând să știe despre ce e vorba, doi, trebuia să creeze organisme în interiorul guvernului, în interiorul Ministerului Agriculturii sau organisme separate și funcționari în direcțiile agricole județene și în primării care să se ocupe de accesarea, ca să folosesc un cuvânt nepotrivit, a fondurilor europene. Țăranii noștri nici acum și companiile care se ocupă de exploatările agricole nu au sprijin suficient, serios, concret și adecvat din partea organismelor statale să primească fondurile care le-am putea primi. Noi avem un anumit număr de miliarde destinate pentru agricultură sau în general pentru România și nici într-un an n-am luat aceste fonduri 70%. Pentru asta sunt vinovați guvernele și toți funcționarii publici care se ocupă de agricultură. Bun, să știți că sunt agenții care implementează și care chiar sprijină, de pildă, zona asta a fermierilor din România. Trebuie fiecare primărie și fiecare țăran să fie ajutat să beneficieze de acești bani care există și noi nu profităm de ei. Aceasta este o crimă împotriva țăranilor făcută constant, an de an, de la momentul aderării noastre. Cred că atunci când vine vorba despre accesarea fondurilor europene, Ministerul Agriculturii stă cel mai bine, adică sunt cele mai multe fonduri europene accesate tocmai pe agricultură. Sigur, probabil că suntem încă departe. Sunt cel mai bine în comparație cu cele cu alte sectoare. Cele ministerii care stau atât de prost. Dar față de cât ar putea și cât s-ar putut dezvolta agricultura, stăm foarte departe. Suntem încă foarte departe. Eu vorbesc de cât am putea, de ce șanse avem. Asta, repet, cuvântul șanse. Ce șanse enorme avem și am avut de la momentul aderării noastre Uniunea Europeană, pe care nu le-am folosit. 100% trebuie să le folosim, ca polonezii. Nu 80, nu 60, nu 30%. Păi știți că în Polonia se ajunsese la un moment dat să consume 120% din fondurile europene, pentru că au avut, iată, această capacitate de absorție. Asta vreau și eu. Ei au luat mai multe fonduri din perioada preaderare decât luăm noi după ce am aderat. Bun, ține și de apetența fiecărui. Sunt foarte mulți, de pildă, știu, fermieri, oameni care investesc în afaceri în agricultură, care refuză să mai meargă pe fonduri europene pentru că li se pare foarte dificil ghidul. Și atunci preferă să... Facem un ghid mai simplu, să simplificăm. Asta ține de ministere. Asta ține de fiecare minister în parte. Nu ține de guvern. Guvernul trebuie să oblige ministerele să funcționeze în parametri cât mai simpli și mai eficient.
Nu vă supărați, eu vorbesc din București, chiar aproape de guvern. Zilele trecute am fost într-un minister care ar trebui desfințat total. Toți aia din minister iau salarii fără să facă nimic. Întregul minister nu are niciun rost să existe. Nu ajută cu nimic, nici măcar cu un centimetru, progresul României. Ca să vă dau un exemplu. Da, ne puteți spune ministerul? Deschise, am văzut oameni, covore, condiții extraordinare. Toți ăia primesc salarii și în loc să-i dea afară pe ăia, nu, asta ați dat ca o știre și îmi pare rău că vă spun acest lucru. Faptul că guvernul a luat decizia ca 200 de mii de posturi care sunt planificate să fie ocupate, a declarat că nu vor fi ocupate, asta nu e o știre. În primul rând că nu trebuia să dați astfel de știre și mai ales să nu folosiți cuvântul 200 de mii de posturi bugetate. Ce înseamnă că-s bugetate? Adică 200 de mii de posturi care ar fi trebuit să fie, pe care ar trebui să fie angajați 200 de mii și plătiți. Dar prin anularea acestor posibilități de angajare nu s-a făcut economie nici măcar de un leu. Pentru că ei n-au plătit aceste posturi. Numai erau prevăzute în buget ca imposibil să le plătească. Asta nu e economie. Păi bun, asta e măsura anunțată de guvern. Noi doar relatăm, domnul Suian. Nici un leu nu economisesc prin anularea posibilității angajării viitoare. Să știți că aici în emisiune chiar ieri am abordat subiectul și s-a explicat, sau alaltă ieri, și s-a explicat foarte clar că nu se face nicio economie din perspectiva asta. Păi, pentru că e anunțată de guvern și datoria jurnaliștilor e de a relata, de a informa publicul cu ce... Dintr-o mie de lucruri care anunță guvernul noastră, trebuie să anunțați numai alea care sunt adevărate știri, nu știrile false. Păi asta nu e o știre falsă, e știrea lansată de guvern și noi am arătat că e o știre care nu se producă economie la bugetul de stat. Da, să revenim la agricultură. Domnul Suian, revenim la agricultură, dar e musai să facem o foarte scurtă pauză. Facem o pauză și revenim în câteva momente. Am revenit aici în Prima News, discutăm despre politica agricolă și despre șansa României de a fructifica oportunități. Alături de mine se află domnul Pavel Suian, diplomat, profesor universitar. Domnule Suian, tocmai vedeam, iată, știri legate de faptul că au crescut cotațiile la grâu și porumb după atacurile rusești asupra porturilor de la Dunăre. Cei din Ucraina speră să folosească micuțele porturi de dunărene pentru a transporta aceste cereale. Pe de altă parte, spuneam și în debutul emisiunii, are loc această întâlnire de la Sankt Petersburg a președintelui Federației Ruse cu țările africane, care sunt, iată, direct lovite de ce înseamnă aceste cereale. Pe de altă parte, nu știu, mă gândeam la faptul că am învățat de-a lungul timpului că România ar putea fi grânarul Europei, având în vedere zonele mari, câmpia de vest și, sigur că da, câmpia de sud-est a României. Dincolo de aspectul ăsta, am putea fi un astfel de... Adică acea sintagmă, credeți că s-ar potrivi României? Chiar avem o astfel de capacitate? Eu nu mai vreau să fim grânarul Europei. Noi ar trebui să fim, nu grânarul, ar trebui să fim producătorii de hrană prelucrate la cel mai înalt nivel, calitativ și cantitativ, să hrănim Europa, nu să le dăm grâu și să importăm cocă aluată făcut din grâul nostru. Deci noi am depășit de mult acest moment, sau acel moment. Azi eram între cele două războaie. Pe de altă parte, mie nu-mi place să vorbim despre agricultura altor țări când noi suntem în plâns. Agricultura noastră este mai ales cum cu acest război am primit lovituri, în primul rând, împotriva agriculturii românești. Și dacă nu era Polonia și încă o țară, Ungaria, probabil că aveam și acum grâu de anul trecut sau de acum 2 ani în hambarele noastre, nu le puteam vinde. Deci să-i ajutăm pe alții, dar după ce ne-am ajutat pe noi. Când ești într-un avion și e un pericol, prima dată îți pui masca pe fața ta și apoi îți ajuți chiar proprii copii. Nu ajuți prima dată pe copii, pe străini, pe vecini și apoi tu nu mai... Te ocupi de agricultura ta și apoi te ocupi de agricultura altora. Noi acum nici nu avem... Ne ocupăm de agricultura din alte țări, atâta timp cât agricultura noastră este în situația asta disperată. Și să nu vindem grâu și porumb, să vindem produse prelucrate,
să vindem grâu și cumpărăm ulei, vindem porumb și cumpărăm carne, vindem... Deci nici atâta n-am învățat încă. Și mai e o chestiune, am fost supărat că ați dat o știre care a zis că vine de la președinte. Eu de la președinte aș vrea o știre să-mi spuneți că a ținut o cuvântare prin care a cerut guvernului, Ministerului Agriculturii și altor factori de decizie să facă din toate râurile care curg prin România să investească în organizarea acestor râuri în activități de modernizarea cursului acestor râuri și să facă o parte din cursurile acestea navigabile, cel puțin pentru turism, și să facă pe malurile acestor râuri lacuri care să fie folosite, apa din aceste lacuri să fie folosită vara pentru cultivarea de legume. Și apoi să fie fabrici care să prelucreze aceste legume. De exemplu, de la Bej până în Ungaria și până la Viena, în timpul romanilor mergeau plutele cu sare. Acum nu merge nicio barcă pe acest râu. Când a fost votat guvernul condus de Orban, am făcut o propunere ca porțiunea de Someș de la Bej până în Ungaria, până în Tisa, să fie prinsă într-un program și să reamenajeze, să se sape, să se scoată de acolo nisip și alte lucruri folositoare construcțiilor, betonelor, și să se facă lacuri pe margine, astfel încât primăvara să se adune apă în aceste lacuri și vara să fie folosită. Am vorbit cu doi miniștri, am vorbit cu mai mulți parlamentari, am vorbit cu președinți de consilii județene din zona respectivă, nu s-a făcut nimic. Despre asta aș vrea să vorbească președintele României. Nu să se plângă împotriva lui Dumnezeu că ne dă ploaie și ne dă căldură vara. Păi nu, el a remarcat faptul că, uite, s-au întâmplat aceste tragedii și evident cere ca, cere ca mesajele de... Să ploie, nu, domnul Șian, cere ca, ca mesajele, cere ca mesajele de avertizare, acele raw alert, să fie cât se poate de eficiente. Și să știți că știu precis, adică am trăit. Acum 2 ani, de pildă, a fost o vijelie foarte puternică, cu bagube foarte, foarte mari, fără să existe o avertizare raw alert. A fost o campanie destul de susținută a oamenilor și a păgubiților și a societății civile în general. Și au venit aceste mesaje raw alert, care sunt destul de, eficiente. Cele mai mari pagube create de aceste vânturi, de aceste uragane, sunt în Statele Unite. Distrugeri colosale, colosale, aproape an de an. Oare ei, din cauza asta, suferă, că n-au raw alert? Sunt anumite lucruri care nu le putem preveni, orice am face. Păi nu le putem preveni, dar e mai bine să... E bine să avem un astfel de avertizor. E bine să avem un astfel de avertizor. Noi nu putem schimba natura. Noi putem să ne schimbăm comportarea noastră și mai ales guvernarea națiunilor de către guvernele care sunt alese. Asta putem face. Să avem guverne capabile, competente, cu oameni dăruiți, interesului general, asta da. Domnule Suian, legat de raw alert, e un lucru cât se poate de eficient, pentru că de 2 ani de zile aceste mesaje merg foarte bine. Și în cazul vijerilor, și în cazul de pildă prezenței urșilor în diverse zone. Nu funcționa raw alert nici în cazul acelor prădători și acum e bine, pentru că există aceste raw alert și te avertizează de pildă că într-o localitate ai putea să ai neșansa de a te întâlni cu un astfel de animal. Adică te pune totuși în pază, îți dă acest avertisment de a te pregăti. Ceea ce nu-i rău. Și eu le pot da avertismente la terani să se pregătească, să nu aibă nicio speranță de la guvern. Asta ar fi o alertă și mai bună. Păi asta nu cred că deja o au toți. Asta ar fi alerta. N-așteptați nimic de la guvernul nostru. N-așteptați nimic de la Ministerul Agriculturii. Descurcați-vă singur. Asta ar fi mai cinstită alertă pe care ar trebui.
Da, apropo, dumneavoastră vorbiți, iată, de procesarea și odată cred că am mai discutat aici despre ceea ce înseamnă procesare și alimente duse la maturitate, ca să spun așa, adică pe care să le realizăm aici în țară, fără să ducem materia primă în altă parte. Dar apropo și de grâne, noi, de pildă, nu avem silozuri, nu avem capacitate de depozitare suficient, așa cum au alte state, pentru că urmăream... Păi de ce nu le-am făcut? Nu avem. Păi da, bun, asta nu cred că e nici treaba mea și nici a altuia, e treaba celor care guvernează. Noi plătim taxe și impozite, ei trebuie să se pronunțe. Despre ei vorbim, domnule... Fără doar și poate, domnul Șoian. De asta vreau să vă spun. Urmăream, de pildă, ceea ce spuneați. Polonia, de pildă, spunea că, dincolo de decizia Comisiei Europene, va menține această interdicție, apropo de transportul acelor cereale din Ucraina. Asta e o știre. Dar Polonia... Polonez a spus, cu aprobarea sau fără aprobarea Uniunii Europene, prin Polonia nu vor mai trece grâne sau cereale ale Ucrainei. No, asta vreau să aud și de la guvernul care e la 100 de metri, dar de eu ne vorbesc eu acum. Ei au capacitatea de stocare, de pildă. Noi aici în România nu avem unde să depozităm toate aceste lucruri. Cine ne-a oprit de 34 de ani să facem mai multe silozuri decât am avut? Că am avut silozuri acum. Neștiința, probabil. Cum? Zic, neștiința probabilă, reaua credință în foarte multe situații. Nu cred că noi am făcut mari silozuri până în 89. Nu cred că nu știm să facem silozuri. Lucrurile astea... Noi eram pregătiți să facem bombă atomică, nu știm să facem silozuri. Hai să fim serioși. Pe de altă parte, domnule Suian, înțeleg că nu avem nici capacitatea sau nu avem aceste zone de depozitare nici pentru ceea ce înseamnă carne, pentru acele alimente care nu sunt procesate și care ar trebui să ajungă ca materie primă în altă parte. Stăm foarte prost și acolo. Exportăm, de pildă, foarte multă carne de oaie, mai cu seamă în Asia și în țările arabe, dar și acolo stăm la un nivel destul de deslăbuț când vine vorba de a rămâne în țară acea carne, acea materie primă, nu știu, în vederea procesării. Adică noi încă nu avem abecedarul ca să putem să ajungem, iată, să avem niște companii care să proceseze la scară largă. Noi nici, domnule Ciprian, noi nu suntem în stare nici măcar să trimitem vapoarele din Constanța până în țările astea cu bietele oi. Un vapor cu mii de oi a murit la un kilometru după ce s-a depărtat de dana în care au fost urcate oile pe acest vapor. Au murit acolo, în văzul locuitorilor, turiștilor de pe țăr. Unele poate că sunt și acum pe fundul Mării Negre. Noi nu suntem capabili nici să le transportăm, de cum să facem activități de procesare, fabrici. Așa, dacă acceptăm că nu putem face nimic, nu mai rămâne decât să ne sinucidem. Adică ce rost mai are să trăim dacă nu suntem capabili de nimic? Eu cred că suntem capabili de 1000 de lucruri sau de 10.000 de lucruri sau de milioane de lucruri mai bune decât facem. Dar nu vrem, nu avem încredere și nu îi înlocuim pe cei care ar trebui să conducă procesul de modernizare rapidă și de progres în această țară. Asta trebuie să facem. Să ne alegem conducătorii cei mai buni dintre noi, nu pe cei mai slabi și mai nedoritori de a face bine celorlalți. Păi alegem din ce ofertă avem, domnul Suian, știți, că de obicei partidele propun și lumea care iasă la vot alege din ceea ce îi se oferă. Dar trebuie să schimbăm, mai ales funcționarii. Pe politicieni, hai să zicem că nu-i putem schimba pe toți, dar pe funcționarii din guvern și din ministerie am putea să-i schimbăm dacă am vrea. Pentru că acei funcționari uneori sunt mai vinovați chiar decât politicienii. Ei sunt acolo de zeci de ani și nimeni nu-i clintește de acolo, iau salarii și nu fac nimic. Sau dacă fac lucruri rele. Sau uneori iau și șpagă pentru aprobările care ar trebui să le dea fără niciun fel de greutate și imediat. Unii dintre ei, acum nu chiar toți, am sunt și, tot, și oameni tot, care... Destul de mult, da. Destul de mult. Din păcate, e un flagel. Sunt prea mult, trebuie dați afară ca să facem economie cu salariile lor. Da, apropo, pentru că ne apropiem așa ușor de finalul acestei părți, vreau să vă întreb, domnule Suian, pentru că ați vorbit iată de țăranul român și chiar dumneavoastră spuneți că sunteți un luptător pentru renașterea națională și pentru condiția țăranului. Suntem una dintre țările care încă mai păstrează lumea rurală pe care Europa a pierdut-o. Și, cel puțin din punct de vedere agroturistic, ăsta ar fi un avantaj extraordinar.
Credeți, nu știu, în salvarea fermei țărănești? Pentru că, dincolo de, repet, de marile companii, dar de marile ferme care ar putea, iată, să fie într-un soi de competiție cu ceea ce se întâmplă în Europa, am putea, iată, bifa și cu ceea ce înseamnă mica fermă sau ferma de subzistență care să aibă și aspectul ăsta de zonă turistică, agroturistică, așa cum, de pildă, Austria, cred, zona de Tirol, încă o are destul de bine conservată. Dar acolo parcă e prea frumos conservată, prea cosmetizată. La noi încă e destul de palpabilă, reală. De acord cu dumneavoastră, unul dintre motivele pentru care eu mă declar optimist este și acesta, că salvarea noastră poate veni și vine, deja a început să vină, de la identitatea pe care ne-o mai prezintă și ne-o conservat-o și ne-o conservă satul. Deja sunt mișcări de străini care vin să așează în satele românești, nu mai vorbesc de oameni de la orașe, mulți care încă nu sunt pensionari. Pensionarii deja au început cu câțiva ani, dar mai ales după pandemie, după anii de pandemie, au început să se mute în anumite sate oameni încă activi, care ori lucrează acum prin telefon și prin computer din diferite localități, ori își schimbă profesia și încep să se apuce de agricultură sau de alte activități legate de ceea ce se poate face la țară. Deci există speranțe și există șanse și trebuie să fim optimiști. Optimismul trebuie să crească, nu să descrească. Eu îi încurajez pe toți și îndemn să aibă mai multă încredere în forțele proprii, în mintea noastră și în șansa noastră. Niciodată nu trebuie să ne lăsăm bătuți atâta timp cât suntem încă în viață și trebuie să sperăm mereu. De aici, apropo, credeți că, nu știu, ar trebui și o presiune? O presiune a societății civile ar trebui să existe tot timpul. Și impresia mea societate civilă, că e sub dezvoltată, iar multe organizații din astea neguvernamentale, fratele interese, să vorbim de marea masă a cetățenilor. Despre acea societate. Să devină activ și fiecare în organizații sau în neorganizații separat sau împreună să pună presiune pe toate organismele statului, de la parlament, la guvern, de la președinte și până la primar, să-și facă datoria cu vârf și îndesat și tot mai bine și mai simplu și să ajute și să ne ajutăm și să ne unim pentru progresul mai rapid a acestei țări. Dar tocmai pentru că vorbeam de această presiune și eu chiar cred că România trebuie să fie mai pretențioși. Suntem prea puțin pretențioși când vine vorba de ceea ce ne oferă serviciul public, adică servitorii publici în această direcție. Ați vedea, de pildă, nu știu, o presiune pe care să o aibă chiar fermierii, chiar țăranii, apropo de ceea ce înseamnă un program de salvați gospodăria românească. Pentru că ăsta e un lucru pe cale de dispariție. În foarte multe situații vedem, nu știu, pe afară case tradiționale, dar care sunt în zonă de muzeu. Și spuneam și înainte, noi încă le avem lucrurile astea încă pâlpâie, sunt vii la noi. Vă așteptați la, nu știu, la un program național care să restarteze zona asta sau măcar să o păstreze? Îi îndemn pe fermierii și pe țăranii din România să se unească cât mai rapid și ca, începând cu anul care vine, cu alegerile care vin, cel puțin un sfert din toți deputații și senatorii să fie aleși dintre fermieri și dintre țărani. Și, de asemenea, toți miniștrii agriculturii care vor fi de acum 50 de ani încolo, să nu fie alții decât cei pe care îi hotărăsc fermierii și țăranii. Sau țăranii. Nici cuvântul fermier n-ar trebui să-l folosim. E mai greu. Nu există nimic mai frumos decât cuvântul țăran, care vine de la pământ, tera și de la țară. Țăran, țară, tera, pământ. Ce e mai frumos decât numele de țăran? George Țărne avea o poezie, Țăran român, Măria ta. Ceva de genul ăsta, sper că nu greșesc. Cam așa ar trebui. Redăm nobilitatea numelui cele mai frumoase, dar cele mai umile profesii, dar și cele mai importante. Aceea de a fi țăran și de a produce hrana de care are nevoie orice ființă umană. Și chiar animalele și insectele au nevoie de hrană, pentru că unele dintre părțile componente ale hranei noastre, primare sau secundare, rănesc animale
și insecte, alte tipuri. Da, domnule Suian, aici ați deschis un tablou foarte interesant, pentru că mi-aduc aminte, cu ani în urmă am realizat așa un material sociologic, câți dintre parlamentarii României vin din zona rurală. Sigur că erau doar câțiva, erau foarte puține astfel de exemple, și mi-aduc aminte, unul era chiar dintr-o zonă de care eu mă simt foarte atașat, din zona Apusenilor, era unul dintre puținii din această zonă rurală care erau membri activi în Parlament. A murit săracul între timp, dar tocmai în condițiile date ați vedea, de pildă, pentru că s-a vorbit foarte mult despre cum reprezentăm sau cum facem o cotă de reprezentare pe liste a tinerilor, a femeilor, poate că și a, nu știu, a candidaților din zona rurală, asta chiar ar putea fi un... Mi-ați dat o idee, să îmbinăm teoria venită din Occident a unei selecții sau unei democrații în sensul bun al cuvântului, prin stabilirea unui număr minim de reprezentanți ai acestei minorități care se numesc țărani acum. Întrucât au devenit minoritate și întrucât minoritatea acum este la modă să conducă națiunile europene, hai să facem ca și țăranii să aibă un cuvânt și să aibă un număr minim de reprezentanți în Parlament și în Guvern. Păi asta ține tot de ei, adică de asociațiile... De asociațiile lor, da, așa e. Să-i ajutăm să facă acest lucru. Promit că voi face și eu, voi activa în acest domeniu ca țăran, cu ceva școală, cred că ar fi momentul să mă dedic exclusiv acestui subiect. Da, repet, au fost, și mi-aduc aminte de acel material, erau doar câțiva, foarte puțini parlamentari care erau rezidenți în zonă rurală. S-ar putea să mai fie și astăzi, dar sunt rezidenți probabil, adică au reședința într-o localitate mărginașă unui municipiu, reședință de județ, adică un soi de suburbie. Dar mă refer la cei care trăiesc departe de oraș, chiar în comune. Apropo de chestiunea asta, vi se pare că, nu știu, ar marșa de pildă, ar fi suficient de uniți fermierii din România să marceze pe un astfel de proiect? Că timpul mai e, e un an și ceva. Eu chiar cred că vor face, nu că pot. Sunt convins că vor face, pentru că le-a ajuns cuțitul la os, prea mult au suferit, prea mulți ani de suferință, prea multe nedreptăți, prea multă desconsiderare, prea multe pagube au suferit după ce lucrează de dimineață, de când se face ziua și până se face noapte, și nu primesc sprijinul necesar de la cei de la guvern și la cei de la parlament, cred că vor face acest lucru. Acum știți că e și zicala aia, copilul care nu plânge nu primește de mâncare. Probabil că ar trebui să devină și ei mai vocali. Anul ăsta cred că a fost un an în care fermierii, știm foarte bine că în câteva ocazii au ieșit în stradă sau au ieșit cu mașinile în câmp, uneori în stradă blocând circulația, tocmai pentru a-și spune păsul sau durerea, oful. Așa ar trebui să militeze societatea civilă în general, adică în termenii legali. Să nu facă lucruri ilegale și nu vreau să facă violențe, dar există suficient câmp de afirmare pașnic și prin modalități strict legale și democratice prin care să-și impună punctul de vedere și să-și aleagă oamenii care să le reprezinte interesele lor și a întregului popor. Domnule... Pentru că nimic nu e mai reprezentativ sau mai important pentru o întreagă societate decât asigurarea, cum a zis și noastră, a hranei de zi cu zi. Domnule Pavel Suian, nu mai avem timp. Mulțumesc tare mult. Punem punct aici primei părți a acestei emisiuni. Rămâneți cu noi, revenim. Da, am revenit aici în Prima News. Vă propun să discutăm și despre actualitate, despre lucrurile care se întâmplă în acest moment. Am văzut că foarte multe măsuri sunt avansate de către guvernanții, apropo de ceea ce înseamnă, de pildă, o resetare a economiei românești, tocmai pentru a ținti acele obiective impuse pentru a acoperi deficitul bugetar. Sigur că, da, sunt măsuri care vor fi tratate cu ochiul spre electorat. Ăsta e un lucru cert. Din această perspectivă aș vrea să comentăm și noi aceste măsuri, cât de atenți sunt guvernanții noștri la electorat în această perioadă când pun astfel de măsuri pe masă. Înainte de a vă prezenta invitații, vă propun să vedem care sunt principalele titluri ale orei. Valoarea tichetelor de masă va crește de la 35 de lei la 1 august.
Iar de la 1 ianuarie 2024, valoarea va fi majorată la 40 de lei, a anunțat Ministerul Muncii după ședința de guvern de astăzi. E un gest cât se poate de firesc, ținând cont de inflația din acest an, a declarat premierul Marcel Ciolacu. E o măsură, evident, care țintește, hai să spunem, buzunarul contribuabilului, dar evident nu știu dacă ține pasul cu inflația, dar oricum, din perspectivă electorală, iată, se punctează acest aspect. Tot în ședința de guvern de astăzi au fost adoptate normele Planului Național de Control al Cancerului, prin care se deblochează finanțarea serviciilor de diagnostic genetic și tratament personalizat. Este un plan, nu este un document prin care se aprobe astăzi normele și de mâine lucrurile să se schimbe spre perfecțiune. E un plan care durează de 5 ani, a declarat ministrul Rafila. Și sigur că da, mă gândesc de ce lucrurile au fost temporizate atât timp, câtă vreme ai o perspectivă de ani de zile în față și de gândești unde mergem cu un astfel de plan. Am vorbit aici cu reprezentanții asociațiilor bolnavilor oncologici și ei spuneau că lucrurile astea ar trebui urgentate. Tocmai pentru că ai o previziune atât de mare, nu înțeleg de ce nu s-au pus în acord pașii pentru implementarea acestui plan cât mai curând. Adică lași să treacă timp până îl pui în aplicare. Adică să treacă ani până ajungi să pui în aplicare un plan care va produce efecte în 5 ani. În România se poate. Coaliția a ajuns la un acord privind restructurarea aproximativ 200.000 de posturi libere, dar bugetate din aparatul de stat, au precizat surse politice pentru news.ro. Măsura care ar urma să fie aprobată în august ar aduce 8 miliarde de lei anual la buget. Măsuri precum eliminarea unor excepții fiscale, ori introducerea unor impozite noi vor fi cuprinse într-o altă ordonanță de urgență care va fi aprobată ulterior, potrivit surselor. Noi am mai analizat această măsură, sigur că da, nu știu care sunt argumentele prin care guvernanții sau reprezentanții ai guvernului vorbesc de această economie de 8 miliarde. Noi am discutat aici cu economiști, cu analiști în această zonă, care vorbeau despre faptul că sunt prea puține economiile care s-ar putea face. Pe de altă parte, din perspectivă a imaginii, vor fi reduse probabil poziții și posturi de conducere din diverse agenții, ministere și structuri. Acolo s-ar putea face aceste reduceri. Sunt foarte curios dacă vor fi operate și schimbări salariale în măsura în care cineva își va pierde, nu știu, postul de șef de serviciu sau șef de departament sau director. Foștii ofițeri de securitate Marin Prvulescu și Vasile Hodiș au fost achitați definitiv în procesul istoric al morții dizidentului Gheorghe Ursu. Inginerul Ursu, unul dintre cei mai cunoscuți luptători împotriva regimului comunist, a murit la 17 noiembrie 1985 la spitalul penitenciar Jilava, în urma bătăilor pe care le-ar fi primit de la Marin Prvulescu și de la alți ofițeri de securitate. Pentru mine e o zi tristă, mai aș fi dorit să nu fiu martorul validării oricărei forme de represiune. De tortură este reacția ministrului Justiției Alina Gorghiu. Nu o să fac comentarii pe marginea acestui subiect foarte, foarte aprinse, pentru că aștept în continuare motivarea acelor judecători care s-au pronunțat în cauză. Sunt foarte curios dacă, nu știu, au fost chestiuni care țineau de procedură, de alte argumente juridice care au dus la o astfel de decizie. Cert este că această tragedie, această dramă a inginerului Gheorghe Ursu a fost ultima mare, să spun, poveste tragică a regimului comunist, ultima victimă care a murit, sigur, până la Revoluția din decembrie 89, și pentru ca memoria să nu moară foarte repede, e bine să citiți mai multe despre acest caz și despre cum inginerul Gheorghe Ursu, care ținea acel jurnal și scria în jurnalul său, apropo, lucruri pe care le credea legat de momentul în care se afla, a fost delaționat de niște oameni din apropiere. Absolut, absolut sinistru și, sigur, rămâne așa ca un punct negru a ceea ce a însemnat istoria recentă a României. Președintele Klaus Iohannis se arată îngrijorat de fenomenele meteo-extreme care au afectat România în ultima perioadă. El arată că trebuie să dezvoltăm continuu sistemele de avertizare timpurie și afirmă că este alături de familiile victimelor și de toți cei răniți în urma vijeliilor din ultimele zile. 4 persoane au decedat și 10 de locuințe mașini au fost avariate în urma furtunilor violente din ultimele 48 de ore, iar un drum național din Tulcea a fost blocat astăzi.
dă o viitură puternică. Cred că dincolo de mesaje, președintele ar trebui să indice și soluții eficiente și probabil că instituțiile ar trebui să devină și mai eficiente. Acele mesaje de raw alert au schimbat mult din lucruri. Ele au devenit operabile de vreo 2 ani în coace și e important, iată, că apar la diverse ore sau la diverse momente. E mai bine să fii pus la adăpost decât să nu primești astfel de avertizări. Dar, evident, e nevoie de mult mai mult. Premii neobișnuite de valoroase, neobișnuite dar valoroase pentru studenții de 10 de la Academia de Studii Economice din București. Aceștia au primit icoane cu valoare deosebită, drept răsplată pentru performanțele lor academice. Icoanele le-au fost oferite în urma unui parteneriat pe care ASE îl are cu Patriarhia Română. Rușii au lansat un nou atac cu rachete calibră asupra Odesei. O persoană a murit și un terminal de marfă a fost avariat în ceea ce privește contraofensiva ucraineană. Purtătorul de cuvânt al Casei Albe pentru Securitate Națională, John Kirby, a declarat că operațiunea nu este în impas, chiar dacă nu avansează suficient de repede, potrivit Reuters. Spuneam și ora trecută, foarte mulți analiști, printre care chiar și președintele Cehiei, fost general NATO, vorbeau despre faptul că această contraofensivă trebuie dusă într-o manieră clar susținută, pentru că e un glonț pe care l-ai pe țeavă și Ucraina n-ar trebui să-l rateze. Vladimir Putin promite să livreze gratuit cereale în 6 țări africane, Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somalia, Republica Centrafricană și Eritrea. Cu astfel de declarații a deschis summitul Rusia-Africa de la Sankt Petersburg, în contextul unor îngrijorări ale țărilor africane după ieșirea Rusiei din acordul privind exporturile de cereale prin porturile ucrainene. Vă spuneam și în intervenția trecută despre mesajul pe care chiar secretarul de stat Antony Blinken, secretarul de stat din SUA, îl avea pentru liderii țărilor africane, de aici cere socoteală lui Vladimir Putin pentru că a blocat aceste transporturi de cereale către continentul cel mai afectat, către Africa. Incendiile de vegetație continuă să facă ravagii în mai multe țări din Europa, unde pompierii luptă neîncetat cu flăcările. În Grecia au fost emise noi ordine de evacuare odată cu izbucnirea unor noi focare. În Italia, căldura extremă a topit cablurile subterane de electricitate și a lăsat localități întregi fără utilități. Cu toate acestea, cel mai grav bilanț de până acum se înregistrează în Algeria, unde incendiile de vegetație au făcut și peste 30 de victime umane. Noi am discutat ieri cu Alin Burcea, CEO-ul unei companii de turism din România, despre pericolul în care se află turiștii din România. Înțeleg că toate lucrurile astea sunt făcute etapizat, adică nu sunt duși turiști în zonele afectate de incendii. Sport acum. David Popovici a terminat pe locul 6 în finala probei de 100 metri liber la Campionatul Mondial de Natație din Japonia. Cursa a fost câștigată de australianul Kyle Chalmers, dublu campion european și mondial în vara lui 2022. Popovici deține însă în continuare recordul mondial la această probă. Înțeleg că foarte mulți analiști vorbesc despre faptul că sportivii se concentrează mai degrabă pe o formă pe care s-o aibă la un nivel foarte ridicat la Olimpiadă și se concentrează probabil la competițiile care vin în avansul acestei olimpiade mai puțin. Nu știu dacă o sta lucrurile așa, oricum performanțele lui David Popovici nu pot fi puse la îndoială. Echipele românești evoluează astăzi în turul 2 preliminar al Conference League. Meciul CSKA Sofia Sepsi va fi live de la ora 20 pe Prima Sport 3, CFR Cluj Adana Demirspor de la ora 20:30 pe Prima Sport 1 și Farul Constanța Urartu de la ora 20:30 pe Prima Sport 2. Doar echipe mari întâlnesc, iată, românii noștri aflați în Conference League. Echipe, vă dați seama că ați mai auzit de celebra echipă Sheriff Tiraspol, e adevărat, a ajuns și în Liga Campionilor la un moment dat și acum această echipă Urartu. Ce era să te întâlnești cu Real Madrid, Manchester City, Barcelona? Te întâlnești cu Urartu, cu Demirspor și cu Sheriff Tiraspol. Acolo suntem. Meteo la final. După o zi neobișnuită, răcoroasă pentru un final de iulie, mâine vremea își revine încet și va fi în general frumoasă, cu șanse reduse de ploaie în zonele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 25 și 31 de grade Celsius, iar cele minime între 8 și 21 de grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri ale orei. Da, am revenit aici în Prima News și comentăm, iată, situația politică a momentului, situația, hai să-i spunem,
pe care partidele o au și, evident, maniera în care își dozează startup-ul pentru viitoarea campanie electorală, pentru că și aceste măsuri care au fost luate în această perioadă vin tocmai în acest context, în acest ultim context, unul electoral. Profesorul și politologul Claudiu Marian e alături de noi aici în Prima News. Domnule profesor Claudiu Marian, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Da, o să fim în legătură și cu domnul Bogdan Jelea, politolog și istoric. Domnule Claudiu Marian, tocmai în ideea în care vorbim, iată, despre faptul că se reduc 200.000 de posturi bugetate, de pildă, și evident, ele sunt vacante, adică nu dai pe nimeni afară din sistem. Pe de altă parte, valoarea tichetelor de masă crește la 35 de lei, de la 1 ianuarie la 40 de lei. Pare o tolbă nesecată sau așa un soi de sac al lui Moș Crăciun pe care guvernanții încearcă să-l aducă în fața electoratului. E foarte clar că aceste măsuri sunt filtrate de presiunea alegerilor care vor urma. Din perspectiva dumneavoastră, credeți că vom fi în această, hai să spunem, în acest registru pe tot parcursul unui an preelectoral? Mai cu seamă, repet, că 2024 e aproape. Deși ne gândim că mai sunt câteva luni, e deja aici. Așa este. Este foarte probabil ca în următoarea perioadă să avem astfel de abordări din partea celor două partide care asigură guvernarea în momentul de față. Certitudinea e că 2024 e un an electoral și o a doua certitudine e faptul că, din punct de vedere economic, țara noastră parcurge o perioadă destul de complicată și e clar că trebuie să facem economii, să reducem costuri sau să creștem taxe. De aici și cele două tipuri de abordări pe care le propun cele două partide. PSD, mai aproape de ideea creșterii taxelor și încearcă să transpună într-o cheie a comunicării a creșterii taxelor pentru cei mai bogați, PNL mai degrabă pe o cheie care ne propune reducerea cheltuielilor, iată că încearcă cumva, din punct de vedere ideologic, să păstreze o anumită linie. Anul 2024 este foarte aproape, sunt mai puțin de 10 luni de zile până la debutul campaniei electorale pentru alegerile europene și este clar că atât PSD cât și PNL vor acționa în următoarea perioadă, având în minte acest an electoral sau super an electoral 2024, întrucât ne așteaptă 4 runde de alegeri. Da, tocmai aici, apropo, domnule profesor, pentru că, iată, faceți această distinție și disjuncție, e foarte clar că fiecare partid se poziționează în acest moment. Mi-aduc aminte că liberalii vorbeau despre anumite linii roșii peste care nu se poate trece, de pildă, cum e, evident, impozitul progresiv. Pe de altă parte, s-au poziționat clar împotriva eliminării facilităților fiscale pentru anumite categorii, deși am văzut că președintele partidului, Nicolae Ciucă, vorbea că n-au ce să facă, trebuie să aplice aceste taxări, aceste eliminări la cei care lucrează în construcții și în agricultură. Credeți că, nu știu, vor fi în cea mai complicată sau mai delicată situație, pentru că, iată, sunt puși în această situație de a balea între măsuri socialiste și, evident, imaginea de partid liberal pe care trebuie să o apere? Guvernarea vine de cele mai multe ori cu o erodare pentru partidele politice care asigură coaliția de guvernare. E clar că urmează o perioadă în care aceste negocieri în interiorul coaliției despre cât cedează unii, cât cedează alții și despre cum vor reuși să maximizeze punctele tari în termen de comunicare și să le minimizeze pe cele slabe, va fi cheia în care va funcționa coaliția în următoarea perioadă. Partidele încearcă să facă asta, această erodare este inevitabilă, pe de altă parte guvernarea vine și cu foarte multe beneficii. Asta dacă e să ne gândim la acest an preelectoral și la viitoarele runde de alegeri de anul viitor. Numai puțin de această săptămână, cred că chiar ieri am văzut dacă vreți, caravană aleșilor locali PNL și PSD la sediul guvernului pentru semnarea unor contracte care vizau diferite investiții, fie în zona de învățământ, fie în zona de sănătate, ca să dau doar un exemplu. Toate aceste avantaje care derivă din statutul de partid aflat la guvernare s-ar putea să conteze foarte mult în economia anului electoral 2024.
Da, e foarte interesant această sintagmă și e sugestivă. Caravana primarilor PNL, PSD, acea asociație a municipiilor din România, condusă de doi lideri regionali sau locali importanți, și ai PNL și ai PSD. Dar apropo de acest aspect, vor conta mult primarii în alegerile viitoare sau vom vedea, de pildă, un comportament diferit decât cel pe care l-am înregistrat astăzi? Sigur, vom avea niște alegeri europarlamentare și o să vă întreb apropo de faptul că anumite partide deja și-au prezentat candidații pentru europarlamentare, probabil că și alții sunt în expectativă, dar apropo de acești primari, vor mai conta ei în angrenajul alegerilor din viitor și cât? Mai cu seamă în ceea ce înseamnă alegerile din toamnă pentru Parlament? Pentru Parlamentul Național. Aleșii locali vor conta cu siguranță și acesta este unul dintre principalele aturi pe care PSD și PNL le au în economia alegerilor de anul viitor. E adevărat, în funcție de tipul de alegeri, rolul acestora va fi mai mare sau mai mic. Dar dacă e să discutăm despre alegerile europene, e clar că ele fiind primele, vor avea o simbolistică aparte și cred că de această dată și o importanță mult mai mare pentru partidele politice de la nivel național. Eu mă aștept pentru alegerile europene de anul viitor la o prezență ceva mai mare la vot față de cum eram obișnuiți pentru acest tip de alegeri. Dacă e să discutăm de alegeri locale, este evident rolul primarilor în funcție sau al președinților de consilii județene în funcție, pentru că și ei au fost parte din această caravană pe care am văzut-o zilele trecute la sediul ministerelor. Vor conta, evident, pentru că e vorba de realegerea lor, iar primarii în funcție și aleșii locali în funcție, mai ales că vorbim despre acest sistem electoral de tip majoritar cu scrutin uninominal într-un singur tur, pornesc de cele mai multe ori ca favoriți. Bătălia se dă apoi la alegerile parlamentare, acolo unde miza organizațiilor centrale a partidelor este aceea de a-i capacita la maxim pe proaspăt aleșii locali, dacă e să vorbim despre momentul alegerilor parlamentare de anul viitor, unde iarăși ei vor juca un rol extrem de important, iar organizațiile centrale ale partidelor vor căuta să-i capaciteze la un nivel cât mai ridicat pentru alegerile parlamentare. Da, îl avem alături de noi și pe domnul Bogdan Jelea, politolog, istoric, secretar general PUSL, profesor. Domnule Jelea, tocmai, iată, discutam cu domnul profesor Claudiu Marian despre ceea ce înseamnă aceste alegeri viitoare. Sigur, și vedem că partidele se poziționează în funcție de măsurile pe care le anunță în acest moment. Credeți că vom asista la alegeri atipice pentru anul viitor? Opoziția sau partea opoziției deja s-a grăbit să prezinte candidați, cel puțin pentru Parlamentul European, deși sunt convins că mai e mult până atunci ar putea să apară modificări de structură. Chiar au fost anunțați și anumiți prezidențiabili care ar putea să intre în cursă, dar vă așteptați la un comportament diferit sau la un an inedit? Pentru că e primul an după 2020, după 2004, sunt 20 de ani, când vom avea și prezidențiale în același an cu parlamentarele și localele. Da, cu siguranță este în istoria post-decembristă un an atipic. E adevărat că au mai fost în mod parțial anumite elemente de similitudine, dar niciodată nu s-au aliniat atâta precum astăzi. De exemplu, anul viitor, dincolo de alinierea tuturor alegerilor, mai sunt niște elemente de noutate. Elementul de noutate pe care l-ați menționat și dumneavoastră și l-a menționat și domnul profesor mai devreme, poate fără să nominalizeze, este AUR. AUR este un partid care a intrat în Parlament în anul 2020, pentru prima oară. Este pentru prima oară, de asemenea, când avem în același an atât de multe alegeri în care se va prezenta și un partid nou, în sensul nou, care doar un mandat parlamentar, și un partid care este în mod evident într-o creștere de formă, fiind în esență probabil cel mai vizibil partid al opoziției. Asta pe de-o parte. Pe de altă parte, în legătură cu felul în care s-au lansat liste deja, pentru AUR era firesc să lanseze ceva, pentru că, deși este într-un elan, ușor, ușor încearcă să capaciteze și alte categorii în afara nemulțumiților de guvernare, oricare ar fi nemulțumiții și oricare ar fi guvernarea. De regulă, partidele antisistem pot să
să propună mai degrabă discursuri decât soluții, iar prin lansarea candidaților, dintre care am văzut că există o serie de nume onorabile, ar fi o șansă pentru ei să se valideze și în fața altor categorii de electorat. În fine, și cu asta închei, dar nu în ultimul rând, al treilea punct, e foarte corect ce ați spus noastră, nici eu nu cred că lista are o ierarhie definitivă, nici în cazul altor partide, dar cu certitudine europarlamentarele vor fi cel mai important test electoral de anul viitor, pentru că de acolo se va da un ton. O să vedem mai cu seamă pentru partidele de pe locurile 3 și 4, respectiv PNL și USR. În funcție de acea ierarhie s-ar putea să vedem mișcări interne în ambele cazuri. Dar bun, deja sunteți siguri că, nu știu, primele două locuri vor fi ocupate de niște partide și locurile 3 și 4 de altele. Dar apropo, și aici vreau să ajung și la domnul Claudiu Marian. Credeți că, de pildă, polul de dreapta va reuși să capaciteze? Mă refer aici la USR, PMP, respectiv Forța Dreptei, și mă duce gândul la Alianța, da, din 2003, care, e adevărat, în momentul în care s-a cristalizat acea alianță între PNL și PD era la vremea respectivă, aveau foarte puțin față de PSD, care era la guvernare în acel moment, dar au reușit să ajungă, să se apropie de PSD în 2004. E adevărat, au dat pe urmă președintele care a câștigat. La acest pol de dreapta vă așteptați să conteze? Vă rog, domnul Marian. Eu cred că e posibil acest scenariu al unei coalizări a forțelor de dreapta, cum și AUR este un partid de dreapta, chiar de foarte dreapta, dacă e să discutăm. E posibil orice scenariu. Sunt de acord cu domnul profesor când vine vorba de importanța legilor europene de anul viitor. Și aici, apropo de discuția ce vizează lista propusă de către AUR, AUR a făcut foarte bine din punct de vedere strategic că a furat startul din acest punct de vedere. Este un partid de opoziție care va căuta mereu să maximizeze în termen de comunicare, să beneficieze de tribună. Un lucru care, dacă vreți, lipsește USR astăzi, lipsește Forței Dreptei, lipsește PMP. AUR face foarte bine acest joc. Dar aș insista puțin asupra legilor europene de anul viitor, pentru că ele, fiind primele, pot să funcționeze ca o bază de pornire foarte bună pentru oricare dintre competitori. Iar modul în care reușesc să seteze ritmul partidele la alegerile europene va conta foarte mult în evoluția anului 2024 din punct de vedere electoral. Pentru mine, alegerile europene sunt întotdeauna o rundă de alegeri cu anumite particularități. Anumite partide sunt avantajate de aceste alegeri în mod tradițional, și a spune că PNL a fost un răsfățat al alegerilor europene în istoria sa recentă. Pe de altă parte, PSD a fost mai degrabă un partid care s-a chinuit când a fost vorba, sau și-a găsit mai greu cadența când a fost vorba de alegerile europene. Este această noutate a partidului AUR, care cu adevărat va fi interesant de urmărit pentru alegerile europene. Spun asta întrucât toate studiile ne arată că AUR are un sistem de organizații foarte bine pus la punct în diaspora, iar alegerile europene sunt alegeri în care votul diasporei contează foarte mult. M-am uitat puțin pe statistici și în ultimele alegeri europene, cele din anul 2019, am avut aproape 400.000 de români care au votat în diaspora. Eu mizez în 2024 pe o prezență ceva mai ridicată la vot în alegerile europene, ceea ce înseamnă că ne putem gândi la 600-700 de mii, de ce nu la 1 milion de oameni din diaspora care ar putea să-și manifeste importantă, votul. Importantă această nuanță, domnule profesor, nu mai avem mult timp până la pauză și vreau să-l mai rog pe domnul Jelea. Domnule Jelea, credeți, apropo, că alte poluri, alte coaliții ar putea să conteze în ecuația lui 2024? E foarte puțin probabil, ceea ce ați intitulat ca fiind un pol de dreapta. Nu intru acum în dezbaterea ideologică, pentru că USR-ul este un partid de stânga, dar acest pol nu cred că va putea să capaciteze decât cel mult 1-2% în plus față de ceea ce are USR-ul astăzi. În general, în sociologie și în calcul electoral, e o regulă de aur, o lege de aur,
Rare ori se întâmplă ca rezultatul sumei părților să fie mai mare decât adunarea lor individuală. Adică dacă două sau trei partide candidă separat obțin câte 5% fiecare, atunci nu e deloc sigur că împreună pe aceeași listă vor lua mai mult de 15%, ba de regulă iau mai puțin, între 10 și 12%. În sfârșit, nu intru acum în teoriile sociologiei. Chestiunea este că e foarte corect ce se spunea puțin mai devreme, PNL-ul la ultimele alegeri, urmarea rezultatului europarlamentar a obținut două victorii. Victoria principală a fost înlăturarea guvernului condus de PSD la vremea aceea, iar victoria numărul 2, indirectă, dar știm foarte bine că asta cereau cei de la PSD, Liviu Dragnea a fost condamnat a doua zi după rezultatul europarlamentarilor. În egală măsură vă reamintesc că în 2014, când PNL a obținut un scor foarte slab la europarlamentare, a făcut rapid un switch de leadership, a plecat domnul Cristian Antonescu, a venit domnul Claus Iohannis și iată că de aproape 10 ani de zile se președintele României. Prin urmare, și eu insist și subliniez această idee de că europarlamentarele vor fi un turnesol pentru anul politic următor. Da, interesant această perspectivă. Domnule Jelea, mulțumesc tare mult că ați fost cu noi. Mulțumesc pentru analiză și comentariu. Sper să acceptați invitația viitoare. Facem o foarte scurtă pauză. Revenim aici cu domnul profesor Claudiu Marian. O să fie alături de noi și jurnalistul Sabin German. Revenim în câteva momente. Am revenit aici în Prima News, discutăm despre România politică, despre ce fac partidele astăzi, că totul se petrece în lumină electorală. Continuăm această discuție cu profesorul Claudiu Marian de la Universitatea Babeș-Bolyai, politolog, și jurnalistul Sabin German, realizator Prima News. Sabin, tocmai pentru că discutam, iată, în prima parte despre faptul că partidele trasează astăzi linii, am văzut că unul dintre partide și-a prezentat candidații la europarlamentare, ba mai mult a spus că au și vreo 10 candidați la președinție și au avansat câteva nume. Vorbeam și cu domnul profesor Marian mai devreme despre faptul că alegerile europarlamentare par a fi cele mai importante în 2024, pentru că s-ar putea să dea un anumit trend, un anumit ton, așa cum și în 2019 ce s-a mai întâmplat. La ce te aștepți? Apropo, și de ceea ce urmează anul ăsta? Adică dacă intrăm într-o logică electorală pură. Eu mă aștept invers la ce zici tu, pentru că dacă îți amintești, USR-ul a luat 22,3% mi se pare la europarlamentare și a căzut la 13% la parlamentare. Extremiștii vor păți la fel. Extremiștii vor păți la fel pentru că lumea se va îngrijora. Eu sper să fie acea îngrijorare necesară, acea spaimă necesară și oamenii să înțeleagă că nu există altă cale decât NATO și Uniunea Europeană. România n-a fost niciodată într-un sistem de securitate mai coerent decât NATO și niciodată într-un sistem de prosperitate mai coerent decât Uniunea Europeană. Că nu-i perfect totul, că nu-i paradisul, că nu se pupă mielul cu leu. Astea sunt detalii și țin de frustrări personale sau de grup. Dar, în principiu, eu sper ca oamenii să se îngrijoreze, să se înspăimânte de felul în care alți oameni duc politica sau duc turma asta, inclusiv de politicieni, către un dezastru. Pentru că ce se întâmplă astăzi este într-adevăr un dezastru. Hai să vedem. O rușine a justiției, da, torționarii dizidențului Ursu sunt achitați. Au fost probe aduse de procurori, probe aduse de martori, tot achitați, da? O judecătoare în primă instanță, 7 ani de pușcărie, vine CCR-ul, dă prescripția și este instalată ca șef într-un tribunal, da? Plus salarii de 600.000 de euro restante. Adică deja se întâmplă ceva. Antonie Solomon de la Craiova a fost un primar în pușcărie pentru mită, da? Stat în pușcărie, acolo la Chifteluță, astăzi este anunțat de Olguța Vasilescu, președinte al PSD Olt. Adică se întâmplă niște lucruri în pofida oricărei logici publice. Aici este pericolul. Să ne obișnim cu rău. Cum să zic, la o analiză rece, te aștepți de pildă că genul, mesajul care va fi la europarlamentare și scorurile care vor, tu spui că nu se va întâmpla ca în 2019, da? Nu trăim extremiștii vor lua un scor bun la europarlamentare și eu sper să vină acea lebădă neagră și sper să vină din Republica Moldova sau Ucraina, în care se demonstreze niște legături cu serviciile secrete ruse și lumea să înțeleagă. Dacă nu o să înțeleagă atunci românii, ca să folosesc un cuvânt pe placul politicienilor, acum noi nu avem de unde să știm astfel de lucruri.
aproape logic să ne ducem dracului. Noi operăm cu ce, cu ce avem acum, ca și analiză electorală. Ai treaba electorală. Ta de realizator, eu sunt invitat, am voie să spun ce vreau. Perfect. Domnul profesor Marian, apropo de ceea ce spuneați că sunt extrem de, de importante alegerile europarlamentare, pentru că dau trendul. Faptul că, iată, AUR, de pildă, nu are bază locală, așa cum s-a întâmplat și în cazul USR în 2019, în 2020 apoi. Lucrurile astea ar putea să conteze și, și în 2024, faptul că nu ai administrații locale, nu ai primari, evident, cântăresc în, la alegerile pentru Parlamentul Național. Cu siguranță. Am spus că alegerile europene de anul viitor vor fi mai importante decât erau alegerile europene de obicei pentru țara noastră. Discuția despre AUR și modul în care și-au proiectat ei, așa zis, a listă de candidați și cum încearcă să ocupe spațiul de comunicare de pe scena politică românească, sigur, comportă nuanțe diferite, dar de această dată cred eu că alegerile europene vor juca un rol mult, mult mai important. Acum, ideea aceasta a structurilor este foarte importantă în alegerile locale, este foarte importantă în alegerile parlamentare. Pentru alegerile europene, și de aceea am spus că există, la fel cum și domnul German anticipa, un potențial destul de mare pentru AUR de a obține un rezultat bun, la alegerile europene contează foarte mult și votul din diaspora, unde toate studiile ne arată că AUR este destul de bine organizat și s-ar putea ca, dacă vom avea o prezență la vot de 40%, să avem undeva la 700.000 de voturi din diaspora, iar partidul care va maximiza pe aceste procente își va crește șansele de a obține un scor avantajos. Sigur, asta nu garantează că AUR, dacă va face un rezultat peste așteptări la legile europene, ei vor avea un rezultat foarte bun și la legile locale, unde este foarte greu să propui candidați credibili, iar o altă piedică pentru alegerile locale este acest sistem electoral de tip majoritar cu scrutin uninominal într-un singur tur, unde, cum spuneam înaintea pauzei, candidații în funcție pornesc de cele mai multe ori cu statutul de favorit, dar AUR nu are această șansă de a avea candidați în funcție. La alegerile parlamentare, iarăși, rolul diasporei nu mai este atât de important. Știm foarte bine că diaspora are în alegerile parlamentare o singură circumscripție electorală cu 2 senatori și 4 deputați, deci o pondere semnificativ mai mică în alegerile parlamentare. Apoi urmează cele prezidențiale, unde iarăși am văzut și la nivelul anului 2014 rolul diasporei devine mai important. De aici vreau să vă întreb, profesor Marian și Sabin German, o să asistăm și la, am vrut să fiu foarte dur, dar și la moartea politică sau la ieșirea din scenă a unor lideri importanți, pentru că fiecare își maximizează, probabil și pentru europarlamentare. Acum sunt, de pildă, la PSD, sunt câțiva lideri. E un fost ministru al muncii, îmi scapă numele, e o doamnă care și-a deschis lista în urmă cu 3 ani. Chiar îmi scapă numele. Era și președinta organizației de femei, Rovana Plumb. Exact, Rovana Plumb. Sau alți lideri, Danica, nu știu, care s-ar putea să, probabil, să nu mai prindă un mandat nou. Dincolo la PNL... Din păcate, trebuie spus, pentru România, Parlamentul European a devenit de cele mai multe ori un fel de cimitir al elefanților. Românache, și spun așa de la Trahanache, încă nu înțelege cu ce se mănâncă pita în Parlamentul European. În Parlamentul European se fac politici publice pentru Uniunea Europeană. Este aproape de neconceput să-i spui acum unui politician că în Parlamentul European tu nu-ți reprezinți țara, și nici în Comisia Europeană, tu îți reprezinți curentul ideologic din care faci parte. Am vorbit, cred că, cu 10 de parlamentari și europarlamentari pe tema asta, timp de atâția ani, când eram raportor pentru România în Parlamentul European, și li se părea, cum adică nu îți reprezinți țara? Spune acum unuia și o să spună că nu ești patriot. Dar, în esență, Parlamentul European este ca Parlamentul României, în care există liberalism, există social-democrație. Și poate, dar mai sunt și exemple. Polonia, Ungaria, care își reprezintă propriile interese. În atenție, astea sunt derapaje. Polonia și Ungaria sunt derapații Uniunii Europene. Dar dacă te uiți la Germania, dacă te uiți la Franța, dacă te uiți la Olanda... Zice Cosmin că România așteaptă ca Parlamentul European să facă autostrăzi.
Evident, dar nu numai. Și Dumnezeu să dea ploaie și să vină popa cu icoană, pentru că nu suntem în stare de să facem niște irigații. Dar noi avem o problemă ideatică cu Uniunea Europeană. Noi nu înțelegem, distorsionăm definiția Uniunii Europene, așa cum distorsionăm încet, încet și definiția NATO. Da, te aștepți să iasă din decor. Uite, de pildă la PNL, știu că PNL își face calcule pentru mai puține locuri pe acea listă. De pildă, se vorbește pe surse că doamna Deca, proaspăt intrată în partid, va ocupa una dintre primele poziții și vor mai fi și alte nume din apropiate președintelui Klaus Iohannis, care vor ocupa primele poziții. Auzi. Acolo sunt câțiva lideri importanți. Auzi, în Parlamentul European contează de 10 ori mai mult cu cine bei o cafea decât cum negociez. Acolo se poartă negociere. Bun, eu vorbesc ca și leadership. Acolo trebuie să știi o limbă străină. Degeaba ies ăștia în decor, că vor fi niște papagali și pițipoance. Când eram raportor în Uniunea Europeană, la Parlamentul European, ale noastre veneau o dată pe zi de la coafor, îmbrăcate ca la nuntă, zic că erau în așa mare. Toată lumea acolo umblă în casual. Pentru etichetă, Sabine. Pentru etichetă. Ai noștri umblau face pe om. Umblau cu paloșul la gât, cu crăvătăul la gât, nu știu, o să-și fac un Remington, dita mai nodălău, da, de perechea prinzătoriu și de gât legătoriu, da? Ăștia se uitau, oamenii normali din Parlamentul European, se uitau la români și la bulgari ca la felul 7. Eleganță, nașa mare, socru mare, toți parfumați, trebuia să te ții de nas. Nu puteai să prins bricheta, că exploda. Atâta parfum băgau ei. Oamenii din respect pentru Parlament, pentru instituție. Nu. Ei aveau o oglindă deformată în care se oglindeau în fiecare dimineață. Aveau impresia că sunt foarte importanți. Acolo se chiar muncește. Chiar se muncește, stai în comisii, transpiri. Am prins europarlamentari care la ora 1 noaptea încă mai dezbăteau. Și erau cu apă rece, numai ligheanul cu apă rece la care învățam noi în sesiune, cu picioarele în apă rece, le lipsea. Adică chiar se muncește. Gândește că Polonia, atunci când și-a negociat intrarea în Uniunea Europeană, și-a negociat până în ultima clipă programul pentru agricultură. Eram acolo, trebuia să înceapă la ora 7 din EU, s-a anunțat că se întârzi o oră, după aia s-a anunțat că se mai întârzi o oră, pentru că polonezii au negociat până la ultima clipă. Și-au dus programul de la agricultură de la 14 miliarde de euro, da? Până la 22 de miliarde de euro, negociind fiecare secundă și fiecare leuț. Asta înseamnă cumva să te bați pentru țara ta. Bun, e sugestiv exemplu, da. Este. Da, aș vrea, domnule profesor Marian, apropo de aceste alegeri, credeți că va fi și sfârșitul sau începutul sfârșitului pentru anumiți lideri politici care, evident, vor ieși din activitatea politică sau din politica activă? E posibil să asistăm la acest lucru. Sunt câteva partide care astăzi cochetează, să-i spun așa, cu scena politică principală, dar care vor avea dificultăți mari în a propune candidați și a obține un rezultat care să le permită să trimită reprezentanți în Parlamentul European și ulterior în celelalte, să joace un rol semnificativ în celelalte runde de alegeri din anul 2024. Acum, n-aș vrea să fac speculații, dar în momentul de față avem în Parlamentul European Partidul Mișcarea Populară. Nu, Traian Băsescu este europarlamentar din da, bun, sincer, România. Chiar nici nu mă mai gândeam la Traian Băsescu, mă gândeam la lideri politici care probabil că încă mai gândesc în perspectiva unor mandate viitoare. Da, e adevărat, e sugestiv exemplu, nici nu m-am gândit la fostul președinte. Fiecare partid, adică a existat această cutumă și sunt de acord aici cu domnul Sabin German, era un soi de recompensă pentru așa zis și grei ai partidului care era ulterior trimis în Parlamentul European în semn de recunoștință pentru activitatea desfășurată sub semnul partidului. Tare mie că la nivelul anului 2024 trebuie să schimbăm puțin perspectiva, iar acea poză creionată de domnul German cu realitatea politică actuală a României și cu modul în care cetățenii țării percep Uniunea Europeană și munca pe care ar trebui să o aibă un europarlamentar, tare mie că este cauzată și de un anumit tip de comportament pe care acești, așa zici, grei ai partidelor l-au propagat în anii anteriori. Și am mai avut o astfel de intervenție, probabil chiar într-o emisiune la dumneavoastră, în care am spus, pentru mine este foarte trist că în fața românilor Uniunea Europeană este prezentată de către politicieni ca acea entitate care ne dă bani.
Mereu vorbim despre Uniunea Europeană în această cheie. Ne dau bani, bani europeni. Dacă ăsta este singurul lucru pe care îl putem spune după, iată, 16 ani de la intrarea în Uniunea Europeană, că Uniunea Europeană este acea entitate care ne dă bani, cred că este un lucru care ar trebui să ne dea de gândit. Și aici e și datoria politicienilor direct interesați de procesul decizional al Uniunii Europene, de modul în care ar trebui să arate anumite politici publice care să vină de acolo. Nu, Uniunea Europeană ne ajută să consolidăm statul de drept, ne ajută să dezvoltăm o relație cu minoritățile mai echilibrate. E fără doar și poate, dar asta e și vina acelor europarlamentari care n-au știut să comunice mai des și evident acelor demnitari români primi și în astfel de zone. Ei nu pricep majoritatea. Atenție! Ei nu că nu știu să comunice. Că asta ar însemna că totuși să priceapă ceva. Ai consilieri, oamenii vrei să spun cum sunt consilierii? De la județul Cutare îl iau pe fiul lui Cutare. Să spun câți erau în Casa României de la Bruxelles. Chiar parlamentari cu consilieri buni. Deci, din ce parte? Copii instruiți. Din diverse partide. Ei, nu știu dacă din partidele mari ai cunoscut câțiva. Să spun că eram acolo. Posibil. Să spun că eram acolo, stăteau pe coridoare, da? Dacă vedeau pe unul care se vedea și la televizor, cum era Barroso, de exemplu, era în 2002, imediat după 2001, când trebuiau să ai filtrele de securitate, stăteau așa pe coridor, acolo coridoarele se numesc, fiecare are biroul lui. Și la un moment dat mă cheamă José Luis, Lina Zasoro, secretarul general. Băi, Sabin, ăștia scriu în rapoarte că o grămadă de relații personale cu Barroso. Nici eu nu am băut o cafea cu Barroso, îmi zice José Luis. Și mă uit și eu cu el odată așa, știi, ca în desene animate, să ne uităm ce facă el alții. Știi ce făceau? Se postau în fața birourilor și când trecea Barroso, bonjour, monsieur, regula este că nu spui bonjour și treci mai departe. Zici ceva. Bonjour, ça va bien? Da, totul e ok? Da, și asta, bien, bien. În rapoarte lor, avem relații personale cu Barroso, urmează atacarea subiectului X. Adică ăștia erau niște tipi fascinați de propria incompetență, dar și de propria importanță sunt la bruxelez, mâncați așa. Ăștia sunt majoritatea. Sunt și oameni care își fac treaba, am cunoscut și consilieri extraordinari, dar sunt o minoritate. Mai greu decât sașii găsești, decât găsești sașii în România. Dar bun, o să fiu acum direct și domnule profesor Marian Sabin German. Vom asista, de pildă, sunt lideri, vicepreședinți, prim-vicepreședinți de partide care se află în Parlamentul European. Credeți că vor ieși din ecuația electorală pentru 2024? Eu sunt sceptic din acest punct de vedere. Nu cred că actualii politicieni au această capacitate de a schimba discursul, de a prezenta Uniunea Europeană ca acea entitate care ne ajută să avem politici publice mai bune, să avem un sistem de justiție mai bun, să avem o economie funcțională. Eu nu cred că vom trece în acea retorică și pornind de la poza creionată de domnul Sabin German legată de ultimele evoluții din peisajul politic românesc, tare mie că ele nu fac altceva decât să alimenteze discursul la iar celelalte partide vor rămâne într-o logică care le va da puține șanse să maximizeze. Asta este punctul meu de vedere. Și mai este o chestiune, un amănunt. S-a inaugurat podul de la Brăila la Galați, 500 de milioane de euro, 85% din finanțare de la Uniunea Europeană, da? Consultanța de la japonez. Iar domnul premier merge acolo să spună, este dovada patriotismului economic, noi am făcut. Adică sunt niște lucruri care sfidează nu doar logica, sfidează pur și simplu calea pe care trebuie să o urmezi. Uniunea Europeană nu este pușculiță, nu este un supermarket cu preț redus. Uniunea Europeană este un set de valori și principii la care România n-a aderat niciodată. În sfârșit, după 2100 sau 50.000 de ani, România are acces, da, să se înfrupte din tot ce înseamnă civilizație. Uniunea Europeană aia imperfectă este locul în care toată lumea aproape de pe planeta asta vrea să ajungă. De-aia migrația și migranții, subiectul ăsta este doar pentru Uniunea Europeană. Nu o să vezi niciodată subiectul ăsta în URSS, în Rusia. Nu o să-l vezi niciodată în America Latină. O să-l vezi în lumea civilizată, euroatlantică. De ce? Pentru că din valorile astea pe care noi le considerăm câteodată enervante, ultra-reglementatoare și imperfecte, da, se trăiește bine.
România în 1998, să le intre în cap românilor, ca să iau iarăși semantica politicienilor, da? În 1998, salariul mediu în România raportat la euro de astăzi era, atenție, 78 de euro. Nimănui nu vrea să creadă. Să se uite în agenda BNR. 78 de euro, salariul mediu în 1998. Astăzi trecem de 1000 de euro, 1010 euro. Adică discutăm despre ce? Aveți să se aduce aminte de 98, că e un an important, anul 98. Da, 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 când era o să mă bage la pușcărie, cancerul exact. Regionalizarea. Iliescu și toți premianți. Da, apropo de treaba asta, să știi că a fost, nu știu cât, când zice Cristina că trebuie să ieșim, dar a fost absolut senzațional acel moment al inaugurării, maniera în care se deplasau politicienii noștri și era acolo unul dintre miniștrii ca un soi de staroste al evenimentului, absolut sugestivă. Atâta înțeleg. Ei sunt analfabeții, ăia ta care dădeau cu cretă după profesori, au ajuns acum în fruntea țării. Bun, sunt încă multe de discutat. Domnule profesor Claudiu Marian, mulțumesc tare mult că ați fost astăzi cu noi. Mulțumesc pentru analiză și comentariu și sper să acceptați și invitația noastră viitoare aici în Prima News. Sabin German, mulțumesc tare mult pentru prezență. Privitorii Prima News te vor vedea în seara asta și la 21 pe tine și de la 23. Pe mine de la 9, exact. Și de la 11. Exact. Mulțumesc tare mult pentru faptul că ai fost în emisiune. Vă mulțumesc că ați fost cu noi. Până data viitoare, numai bine!